Oameni buni, am văzut cât de mult evoluează știința și medicina. Dar vreau să vă spun că aceste invenții nu se fac doar în străinătate, se fac și la noi în țară. Și acum o să venim cu Bianca, care a venit cu o super invenție pe care acum înțeleg că o patentezi. Și vreau să ne spui mai multe. Ce este asta? E bine, e un pansament tricertificat, care e foarte util în cazul lesiunilor pielii. Și e format din trei straturi, care fiecare... Deci este practic o machetă tridimensională mărită a unui pansament. Tu ai pansamentul, el există, tu l-ai inventat. Apropo, Bianca, este elevă. Tu ești elevă, nu? Da. În ce clasă? Am terminat clasa 11. Ai terminat clasa 11 și la ce liceu? La Liceul Internațional de Informatică. Păi și cum ai timp să faci invenții în timp ce trebuie să lupți, să înveți pentru... Ai spune că atunci când ai o pasiune, îți găsești și timpul necesar. E tare, ceva. Stai noaptea și faci invențiile astea? Cam așa. De unde ți-a venit ideea acestui pansament? E bine, lucram deja cu nanotuburile de carbon, care sunt un component din pansament. Și am văzut într-o seară un reportaj despre ce s-a mai întâmplat de la colectiv. Și m-am simțit inspirată să încerc eu să fac ceva cu ceea ce știu deja. Deci e un pansament care practic e mai performant decât alte pansamente existente, pentru că e ca un mecanism activ, chiar dacă îl vedem ca pe un pansament, da? El este activ. De ce? Ce este primul strat de aici? Primul strat e făcut din colagen, din polietilen glicol și din fructoză. De ce ai ales colagen? Pentru că e proteina de bază din organismul uman. Okay. Și e recunoscută pentru funcția ei de regenerare. Ok, deci colagenul e aplicat practic pe rană. Ce tip de rană tratează sau unde se... Cam orice leziune a pielii. Putem aici să ne gândim de la iritații, la arsuri, la... ulcere, de exemplu, în cazul diabeticilor. Apropo, ai colaborat cu un alt medic sau cu un cercetător pentru acest pansament? Da, am colaborat cu doamna mea profesoară, cu doamna Modelina Albucaia, care îi mulțumesc pentru tot suportul acordat. Sunt doare, vreau și eu să o felicit pe doamna Modelina pentru asemenea elevă. Sunt curios ce sunt chestiile astea albastre. Deci primul strat e un strat de colagen, fructoză, ai spus propilen glicol, dar următorul strat ce este? Următorul strat sunt niște capsule care ele sunt sensibile la aciditatea pielii. Ok, deci sunt niște capsule în care tu poți să bagi medicament care stă încapsulat și în momentul în care pansamentul e aplicat pe piele, pansamentul sesizează o aciditate diferită a pielii și acele capsule se deschid, nu? Da. Ce poți să pui în acele capsule? Poți să le încarci cu aproximativ orice. De la lichid la praf, în general, la lichid putem să ne gândim la medicamente, factori de creștere, celule stem. Poți să pui celule stem, de exemplu, poți să pui în unele celule stem, în altele poți să pui un antibiotic, nu în cazul în care este o rană pe care e infectată sau vrei să previi infecția ei. Și ce e foarte tare că ai aplicat pansamentul, deci ele stau închise, ai aplicat pansamentul, el simte că este deja pe piele și acele capsule se deschid. Poate să se deschidă în timp îndelungat, adică le poți programa, de exemplu, unele se deschidă imediat, altele mai târziu? Da, este total programabil din momentul în care le facem. Da, mi se pare incredibil. Și ce e stratul de sus? Stratul superior e o barieră. Ai spune eu că e o frontieră între mediul rănii și mediul exterior. Asta înseamnă că el protejează de agenți externi, de agenți patogeni și în același timp permite rănii să respire și să se vindece. Și din ce e făcut? Din nou din colagen, din nanotuburi de carbon care le-am funcționat cu un antibiotic. Aha. Ca să avem funcția de ucidere a tot ceea ce este rău. Cât de tare, ok. Și cam atât. Ok, deci e un plasture, din nou o să-l vedem plat când ne uităm la el, dar dacă zoomăm foarte mult, îl punem sub microscop, avem trei straturi separate, unul de colagen care e prietenos cu piele, ajută la regenerare, niște capsule speciale care se eliberează atunci când tu le programezi să se elibereze și un strat care e o barieră care nu lasă bacteriile să intre, dar lasă pielea practic să respire. Cât de tare! Zi-mi, te rog, de concursuri. Am înțeles că ai participat la concursuri cu această invenție. Da, am participat la etapele naționale care le-am avut aici în România. Apoi m-am calificat la etapele internaționale. Am fost deja în America, la cel mai mare concurs de cercetare pentru elevii de liceu. Urmează să mai merg în Luxemburg, în Elveția și în Taiwan. Cât de tare, Bianca! Un rând de aplauze! Și vreau să te întreb și de acea revistă de care mi-ai povestit.
Da, e bine, eu și cu colegii mei am pornit o inițiativă, ne-am dorit să creăm un spațiu pentru elevii din liceu în care să își poată împărtăși idei care sunt în legătură cu materiile STEM, de știință, tehnologie, inginerie, matematică, și am vrut să facem lucrul ăsta gratuit și cât mai accesibil. Ok. Și așa s-a născut revista noastră. Ok, și ce trebuie să facă, să zic, elevii care ne urmăresc acum și, nu numai, poate și studenții, poate și adulții, dar care au idei, au lucruri la care s-au gândit, au potențiale invenții, cum pot să vă contacteze? Acceptăm colaboratori de orice vârstă, de peste tot din țară. Uh-huh. Tot ce au de făcut este să intre pe internet, să caute revista dc.ro și să ne lase un mesaj pe formular. Cât de tare, foarte mișto! Știi, vorbeam despre tehnologie și cât de tare este tehnologia în ziua de astăzi și acest potențial al tehnologiei de a ne înlocui, dar cred că dacă vorbim de tehnologie, cea mai bună tehnologie în momentul de față încă rămâne creierul și special creierul elevilor, pentru că este în plină dezvoltare, are atâtea forță, are atâtea imaginație, încât poți să vii, uite, în clasa 11-a cu o astfel de invenție, să participi la concursuri și... De ce nu chiar să salvezi vieți cu invenția ta? Bianca, vreau să te felicit din suflet. Felicitări! Mulțumesc!